Cei mai buni 10 antreprenori din municipiul Iedineț au fost premiați de autoritățile locale. Aceștia s-au ales cu diplome pentru cel mai mare angajator, cel mai mare investitor al anului, cel mai activ băștinaș pro-business din diasporă sau cel mai mare contribuabil la dezvoltarea localității. Dumitru Bacalâm a locuit și muncit în străinătate, dar s-a întors acasă, în Republica Moldova, unde și-a deschis o afacere și a creat 30 de locuri de muncă. Prima nominalizare a fost pentru cel mai bun debut al anului. Am început afacerea anul trecut și avem practic o jumătate de an de producție. Facem producție de cablaje și electronică. A doua distincție este pentru reîntoarcere la Baștină după un timp destul de îndelungat, mai mult de 20 de ani. Ușor nu este, dar realizabil cu siguranță. Printre antreprenorii care s-au ales cu diplome se numără și Veronica Roșca, în vârstă de 29 de ani. Am ajuns la un proiect, Iedineț Poli creștere economică. Am fost 5 tineri care am participat și cumva am câștigat, adică erau 4 locuri și am fost prima. Și nu m-am așteptat, adică... Și de aici a început munca. Tânăra și-a deschis o afacere cu miros de boabe de cafea. Noi avem un coffee to go aici în Iedineț, primul coffee to go în Iedineț. Fiindcă, fiind tânără, mă mic, în concediu maternitate, ieșeam des cu copilul la plimbare în parc, pe oraș. Și nu aveam de unde să-mi iau o cafea. Adică dacă vreau să-mi iau o cafea, trebuia să intru undeva. Și căruciorul, vă dați seama, ridică-l, coboară-l. Primarul orașului Iedineț spune că acest eveniment vine să-i scoată în evidență pe antreprenorii care contribuie la dezvoltarea localității. Și faptul că antreprenorii depun mult efort, dublu, triplu, quadru, chiar efort, pentru ca noi să ne simțim mai bine, este un lucru cert. Astăzi am menționat pe 10 din antreprenori, antreprenorii debutanți, antreprenorii care cel mai mult au în bugetul local taxe și impozite plătesc. Tot vrem pensii, tot vrem salarii, dar nimeni nu conștientizăm că pensii și salarii se fac cu trudă. La eveniment au fost prezenți viceprimarul de Piatra Neamț, Marius Irimia, și primarul de Alba Iulia, Gabriel Pleșa. În localitate este implementat proiectul Iedineț Oraș cu perspectivă de viitor, implementat de primăria locală în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România. Oraș cu care desfășurăm un parteneriat pe fonduri europene de peste 4.300.000 de euro. Dânșii sunt liderul de proiect, noi suntem parteneri. Așa au fost condițiile proiectului european. Iacă peste 4 milioane de euro care vor fi implementate în infrastructură, în rețele, în IT, în soluții smart, pentru că e primul proiect de acest gen cu un partener din România, Uniunea Europeană, care se desfășoară în Republica Moldova. În municipiul Iedineț sunt înregistrați peste 1500 de antreprenori.